Vedem în continuare imagini incredibile din Gura Humorului, răfuială cu topoare și bâte între două familii. Oamenii s-au luat la bătaie în urma unei povești de dragoste șoate între copiii lor. Au fost scene desprinse parcă din filmele de acțiune pe o stradă din localitatea Gura Humorului, județul Suceava, totul după o ceartă între doi îndrăgostiți. Cei doi tineri și-au jurat iubire și credință veșnică și au plecat împreună în străinătate să-și strângă bani pentru a-și croi un viitor. Iată că acolo însă lucrurile s-au schimbat după un timp, tânărului i s-au aprins călcâiele după o altă fată și a uitat cu totul de primele jurăminte. Fata înșelată s-a întors acasă la părinți și a povestit totul. Părinții fetei au dat năvală cu bâtele și chiar topoarele peste familia rivală. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, însă oamenii legii au deschis acum un dosar penal pentru lovire, alte violențe și violare de domiciliu.